alături de noi. În această seară este ministrul Muncii Protecției Sociale, Violeta Alexandru. Bună seara, vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră, doamnă ministru. Bună seara, eu vă mulțumesc dumneavoastră și bună seara telespectatorilor. Sper să-i regăsim sănătoși pe toți. Am urmărit împreună acest material, materialul difuzat puțin mai devreme. Ați văzut și care sunt opiniile reprezentanților pensionarilor. Ce mesaj aveți pentru aceștia? Mesajul pe care vreau să-l transmit este că acest guvern este responsabil, va fi o creștere a pensiilor, este un guvern responsabil care va anunța o eventuală modificare a legii în sensul de procentul de 40% cunoscut în baza unor analize privind încasările la buget. Nu este nimeni care să nu vrea, mai ales că știm foarte bine care este traiul zilnic al unui om care după o viață de muncă, uneori în condiții foarte grele, este în situația de a avea nevoie de medicamente, este în situația de a se descurca singur de cele mai multe ori, să nu se creadă că nu avem nicio înțelegere, nici nu se pune problema să nu avem, însă în mod evident, dincolo de orice populism, suntem niște oameni responsabili și vom comunica acest lucru în baza datelor privind încasările la buget. După o perioadă extrem de dificilă, să știți că personal în această perioadă, pentru că în pofida multelor urgențe la minister, eu continui să comunic cu cei care îmi scriu pe pagina mea de Facebook, cei care îmi telefonează. Au fost oameni care au izbucnit în plâns pentru că n-aveau ce să pună pe masă copiilor lor. Mă refer la cei care nu mai aveau niciun salariu. Am văzut care este situația economiei și vă rog să mă credeți că am trecut-o prin filtrul emoțiilor mele. Așa că nu este nimeni în această echipă guvernamentală care din răutate, din rea voință să nu fie de acord cu cerințele pensionarilor, că nu avem cum. Este evident că este necesară o suplimentare în sensul de venituri mai baza unei munci pe care au făcut-o, desigur, dar acest lucru trebuie să aibă susținerea bugetului și venind după o perioadă de pandemie, așa încât o perioadă în care economia a fost greu lovită. Înțeleg că există o certitudine. Dacă îmi permiteți, nu vreau să divaghez deloc de la subiect. Sunt mirată asociațiile, am văzut liderii la televizor, ei sunt beneficiarii unei finanțări de la Ministerul Muncii. Mi-aș fi dorit să, așa cum ne-am auzit, atunci când i-am rugat, n-am avut neapărat un ecou, dar, mă rog, asta contează mai puțin, atunci când i-am rugat să mă ajute în perioada pandemiei să preia dânsii, având în vedere relația contractuală pe care o avem în baza legii de funcționare, este o asociație care este reglementată printr-o lege specială, i-am solicitat să mă ajute în perioada pandemiei și să preia comunicările cu pensionarii. Din păcate, n-am avut ecou. Regret că atunci am putut să dialogăm și acum n-am găsit un canal de dialog. Îi asigur că rămân același om deschis dialogului și că n-am să-i mint niciodată. Ce am de comunicat și ce am de spus în baza datelor care trebuie să iasă în curând în dezbaterea publică și în discuția publică de la Ministerul Finanțelor privind situația bugetului, vom continua, din punctul meu de vedere, voi continua comunicarea cu toate asociațiile pensionarilor, inclusiv cu asociația micro lideri, îi vedea mai devreme pe ecran. Și care reprezintă un număr mare de pensionari. Și care, repet, sunt în relație cu Ministerul Muncii din perspectiva fondurilor pe care le alocăm pentru activitatea pe care o desfășoară. Dar un dialog în sensul acesta a existat? Pentru că una dintre nemulțumiri făcea referire la acest aspect că nu s-a ajuns la un numitor comun în ceea ce privește majorarea pensiilor. Pe acest subiect. Pentru că ați refuzat dumneavoastră dialogul legat de mărirea pensiilor sau din alte motive? Deloc, doamna asta vă și spun. La mine telefonul este deschis, orice canal de comunicare este la dispoziția oricărei persoane care are ceva să-mi spună sau dorește o lămurire sau pur și simplu dorește să-mi semnaleze o problemă. Nu am avut un dialog, păcat, pentru că sunt un om al dialogului. Am avut, vă spuneam, în perioada pandemiei, când le-am solicitat sprijinul în sensul în care să se implice activ în a comunica cu pensionarii, în a întreba ce nevoi au și ce poate face guvernul pentru dânsi. Și la momentul respectiv, ecoul meu nu a fost neapărat receptat, dar sunt convinsă că au desfășurat diverse activități pentru membrii asociației respective. Acum n-am avut, din păcate, dar eram
Sunteți deschisă dialogului. Absolut deschisă. Importantă această precizare. În sensul în care în orice moment putem stabili o întâlnire, o discuție pe telefon, după cum le este dânșilor mai ușor. Revenind la acest subiect, majorarea pensiilor, înțeleg că avem o certitudine, faptul că se vor mări septembrie, dar deocamdată nu puteți vorbi despre un procent. Atât premierul cât și ministrul finanțelor au spus-o foarte clar. În momentul în care vom avea o evaluare a situației încasărilor la buget, vom și, nu avem niciun interes să ascundem, vom și comunica și vom și dezbate împreună și discuta cu toate categoriile interesate în cazul de față pensionari. Suntem după o perioadă foarte grea. Nu întâmplător făceam referire la faptul că eu am simțit șocul acesta ca demnitar, ca om care are de gestionat un portofoliu cu profundă încărcătură socială. Am fost martora unor situații grele pentru familii care își puseseră afacerea pe picioare. Oameni cu copii, oameni cu părinți, pensionari pe care îi ajutau și cărora, având în vedere situația creată și pe care n-a creat-o guvernul în mod evident, dar situația creată, au fost, sincer, în situații limită de viață. De aceea, din momentul în care lucrurile s-au agravat până astăzi când discut cu dumneavoastră, n-am avut o zi, doamnă, în care să nu muncesc de dimineață până noaptea, ca sprijinul acordat de guvern să ajungă la acești oameni și ca să nu lăsăm economia să se prăbușească cu totul. Am fost alături de dânsii pentru că prin contribuția acestor oameni activi se alimentează bugetul din care putem face toate plățile legale necesare, atât pentru pensii, pentru servicii și pentru tot ceea ce avem datoria să asigurăm. Încă o întrebare punctual pe acest subiect. Se poate face ceva cu acest decalaj foarte mare între pensiile foarte mari și cele foarte mici? Când vă referiți la cele foarte mari, vă referiți la cele care sunt astăzi în plată ca urmare a unor legi speciale? Exact. Sau vă referiți să le excludem pe acestea și să discutăm? Pentru că sunt două tipuri de discuții, sunt două categorii. Cele care sunt create ca urmare a unor legi speciale, din punctul meu de vedere, sunt rezultatul unor abilități, să spun, sporite ale unor categorii profesionale care s-au descurcat și au știut cum să apese pe butonul potrivit în Parlament, acolo unde există o disponibilitate, că în momentul în care ești doar în Parlament și nu în guvern, nu ai percepția asupra efortului bugetar cu privire la o lege pe care o adopți. Acolo sunt niște legi care au trecut prin Parlament ca urmare a modului în care, să zicem, cei care aveau dorința să întâmple aceste creșteri, știau cu cine trebuie să colaboreze și cum se întâmplă lucrurile. Din punctul meu de vedere, ce facem cu cei care au pensii foarte mici? Aici era problema. Din punctul meu de vedere, toate pensiile ar trebui calculate pe criteriul contributivității și nu este punctul meu personal, este punctul de vedere al Partidului Național Liberal din care fac parte. Niciun om nu este pe o altă categorie, pe o altă treaptă de importanță față de un altul. Eu am spus-o public, cei care spun că au un regim de, ca să spun, de restricții, în sensul în care nu pot practica alte activități pe perioada profesională, trebuie să recunoască că atunci când și-au dorit să ajungă magistrați, că atunci când au vrut să fie în rândul personalului aeronautic civil, toate aceste categorii, funcționari parlamentari, consilieri Curtea de Conturi, toți acești oameni, în momentul în care au optat pentru această meserie, erau conștienți că se supun unei restricții în sensul că nu pot practica și acea meserie, pentru că acesta este un argument care se invocă. Dacă suntem de acord cu acest principiu, că ai știut care sunt constrângerile sub aspectul acesta al practicării altor activități ca să poți să-ți completezi veniturile, atunci spun că toate pensiile în România trebuie calculate pe criteriul contributivității, cu excepția celor pentru militari care sunt pensii de serviciu și care au de la CUZA un mod de calcul și un regim special. Ce se întâmplă cu cei care au pensiile mari, spre deosebire de cei care au pensiile mici? Cum facem să armonizăm cele două aspecte? Eu, ca liberal, construită pe principii de corectitudine, spun așa. Nu avem cum să ajungem cu pensiile mici
la un nivel aproape, în condițiile în care persoanele respective nu au un stadiu de cotizare complet, aproape de cei care au un stadiu de cotizare complet. Cu alte cuvinte, nu sunt un om insensibil, nu îmi face plăcere și nu trăiesc cu plăcerea că cineva nu se descurcă financiar, dar sunt datoare să spun public că această societate trebuie să se așeze pe principii de corectitudine. Dacă dumneavoastră ați muncit în fiecare zi, ați mers la serviciu, poate pun salariu mai mic, poate pun salariu mai mare pe măsura pregătirii dumneavoastră și a responsabilităților pe care le aveați. Și aveți o pensie, să-i spunem într-un quantum de 1500, dau un exemplu la întâmplare. Este profund injust ca pensia mea a unui om care nu a contribuit cât dumneavoastră, din diverse motive, nu judec pe nimeni, să ajungă foarte aproape de cea a dumneavoastră, pentru că nu este corect. Alminteri, ce încurajare a muncii pot să fac eu? Pe principiul acesta să muncim cât mai puțin, că se vor exista soluții mai târziu. Datoria mea este să apăr acest principiu al corectitudinii, fără să spun, și vă asigur că ne preocupă acest aspect, fără să spun că nu analizăm, ba dimpotrivă, posibilitatea de a sprijini pe cei cu aceste, se numesc pensii, dar sunt, mă rog, un regim special, aceste pensii sociale de 704 ron, cea mai jos prag de plata a pensiei în acest moment. Ne preocupă, să știți, și o spun public, să găsim o soluție pentru o creștere a acestui quantum, însă, în mod evident, această creștere nu trebuie să ducă la o apropiere a rezultatului final față de cei care au contribuit și care au muncit într-un stadiu complet de cotizare, pentru că nu este corect. Ce se întâmplă cu recalcularea pensiilor? În ce stadiu sunteți în momentul de față? În primul rând trebuie să știți că nu-mi dădea nimeni nicio șansă să fac ca peste jumătate din casele județene de pensii din România să ajungă astăzi la zero dosare cu termene depășite în recalculare. Sigur, o să spuneți, dar de ce vă lăudați? Am și mesaje care, mă rog, mai degrabă din aripa, care nu este favorabilă felului meu de a munci, și anume cu încăpățânare și cu convingere că putem avea rezultate. De ce te lauzi tu și de ce nu lauzi? Nu. Mulțumesc. Și mâine voi avea ocazia să o fac personal, pentru că am solicitat o discuție cu toți cei directorii caselor județene de pensii care sunt cu termen zero de recalculare. Da, le mulțumesc, dar le spun că știu că nu le-a fost ușor cu mine și știu că nu le-a fost ușor în sensul în care am crezut în ei și iată că am avut dreptate. În acest moment, peste jumătate din casele județene de pensii nu mai au niciun dosar, niciunul, doamnă, și am plecat de la mii probleme pe care PSD le știa foarte bine, că nu sunt primul ministru care conduce Ministerul Muncii, se știau foarte bine de ani de zile. Sunt singura care a avut încăpățânarea, care a putut să treacă inclusiv peste răutăți din sistem, din sistemul public în general, și să nu încetez să-mi urmăresc obiectivul final, alături de directorii caselor județene de pensii, care au înțeles de ce facem acest lucru și cred că și dânsii astăzi, cred că au satisfacție și foarte bine să o aibă, că este munca dânșilor, pentru faptul că am ajuns la zero. Deci peste jumătate din pensii sunt, din cererile de recalculare sunt astăzi rezolvate complet. Foarte puține au rămas și cele care sunt la prima decizie de pensionare. Fac pași pentru a ajunge la aproape de zero în pensiile internaționale. Sunt foarte implicată în discuțiile cu omologii mei din Spania, în comunitățile, în țările în care avem comunități de români, și în Italia. Sunt probleme de ani de zile, Eu mă încăpățânez să le rezolv și o să vedeți rezultate și în pensiile internaționale foarte curând. Cu siguranță vom mai avea ocazia să abordăm aceste subiecte, pentru că sunt subiecte de interes public, însă aș vrea pe finalul acestei discuții să ne spuneți în ce stadiu suntem acum cu șomajul tehnic, nu știu câte persoane sunt în continuare afectate de această criză sanitară, economică, până la urmă. În ce stadiu suntem? Și desigur și cu cei care și-au pierdut locurile de muncă. Față de un milion, peste un milion de persoane care au fost în șomaj tehnic, adică având contracte de muncă suspendate temporar în vârful pandemiei, acum suntem ușor la 100.000. Pentru acești oameni, așa cum am făcut-o și până acum, guvernul continuă măsura plății șomajului tehnic.
pentru că vrem să fim alături de dânsii în continuare. Sunt o serie de situații în care persoane care aveau 2-3 contracte nu se înțelege că nu mai au niciun venit. Apropo de fake news-ul PSD, care spune milioane de oameni fără loc de muncă. Scăderea este de 14.000 de, la nivelul întregii țări, de persoane, de număr de salariați față de începutul anului. Și față de acești oameni, guvernul a venit imediat cu soluția. Ce încerc să vă spun este că vedem o revenire în activitate și vedem că oamenii se întorc la muncă, motiv pentru care sprijinim angajații în continuare cu acoperirea 41,5% din salariul lor, pentru că suntem alături de antreprenori ca să poată să-și revină în activitate cât de ușor posibil. Prin urmare, gestionăm situația cât de mult se poate gestiona. Mă interesează inclusiv componenta de formare profesională, pentru că văd niște schimbări pe piața forței de muncă, dar suntem alături și financiar pentru toți cei care revin în activitate, inclusiv pentru cei care și-au pierdut locurile de muncă. Guvernul acoperă o jumătate din salariul lor imediat ce angajatorul îi preia în activitate. Doamna ministru, vă mulțumesc pentru prezența la Tema Zilei. Și eu dumneavoastră și telespectatorilor.